Examenul de bacalaureat a început în 17 iunie cu o primă etapă de susținere orală a probelor de competențe. Un fel de etapă de acomodare cu emoțiile examenului, deoarece absolvenții claselor terminale înscriși la examen nu au primit note. Adevărata provocare a evaluării cunoștințelor începe luni, 1 iulie, când se dă startul probelor scrise. Prima etapă s-a desfășurat fără incidente majore, însă greul abia cum începe? Da, în ce privește bacalaureatul, da. Putem spune așa, deci avem 2441 de candidați înscriși. Până în această săptămână s-au desfășurat probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar probele scrise vor începe în data de 1 iulie. Săptămâna viitoare sunt cele patru probe scrise, dacă luăm în considerare și proba scrisă la limba maternă, și rezultatele finale se vor afișa pe data de 12 iulie. Este important pentru probele scrise, deci fiecare probă trebuie să fie promovată cu minim nota 5, iar media probelor scrise trebuie să fie minim 6. Și, bineînțeles, intră doar notele de la probele scrise în calculul mediei. S-au pierdut pe traseu în săptămâna aceasta de probe orale sau au fost conștiincioși și s-au prezentat toți cei înscriși? S-au prezentat. În general, nu am avut situații deosebite și încă și vineri, dacă există solicitări din partea liceelor către Comisia Județeană, mai putem solicita subiecte pentru candidații care nu s-au putut prezenta la liceu din motive obiective. Au fost mulți. Deci șanse acordăm pentru toți candidații care s-au înscris. Au fost mulți cei care n-au ajuns la probe. Nu. În general s-au prezentat.